Ionuț a primit o scrisoare de la o telespectatoare care l-avertiza în legătură cu Maria. A povestit ele despre acest subiect și a fost amanta unui bărbat însurat timp de 6 ani. A ascuns relația de părinții ei și de asta sunt supărați pe ea. Probabil și pentru beneficiile materiale, doamna Eugenia știe și de aici și discuțiile când îi place de Marius. În emisiunea Mireasa de astăzi, Maria a negat parțial aceste informații. Da, este adevărat că a fost căsătorit, dar n-am avut nicio treabă, amantă, lucruri materiale, absolut nimic. Doamna care a scris sugera că relația s-ar fi consumat în timp ce era căsătorit. Asta știe doamna. Marius, știai? Știam de relația, însă nu știam că era căsătorit. Iar Ionuț s-a simțit vinovat că a povestit despre această scrisoare. Scuze, Maria, scuze, Marius. Eu oricum n-am avut absolut nimic cu tine și nu știu ce legătură are videoclipul ăsta. Adică... Eu în continuare n-am absolut nimic cu tine. Nu mă interesează nici ce vine de afară. Eu ies afară cu capul sus, eu știu cine sunt, a fost ce am făcut. Prima scrisoare pe care am primit-o în legătură cu tine. Și m-a avertizat că dacă mi-aș dori să mă apropii de tine, să știu cum va trecut tău. Dar oricum pe mine nu mă interesează. Și tocmai, indiferent de ce aș fi făcut afară. Clar. Eu abia acum îmi dau seama ce fraier am fost când am profitat după nimeni și mi se spune că am lucruri materiale. Am primit un cadou frumos toți ani. Nu. Știi ce-i stat? Chiar eu nu știam că era căsătorit. Am vrut să spun chestia asta, îți dai seama. Dacă ce spuneam ție, era normal. Păi și cum puteam să spun eu chestia asta ție? Cum? Măi, tu știai că ai mei să te afectează toată chestia asta. De ce ai acceptat? Băi, când iubești un om... Știi de la început? Da, păi normal că știam. Deci de asta mi-accepti și mie atât. Hai, nu dăm de alea că nu-i așa. Nici vorba. Băi, era cu mine într-o totul, nu avea nicio. Și de ce n-a fost până la final? Pentru că n-am mai vrut eu. De ce? Că am simțit că nu e pentru mine treaba asta. Măcar acum înțeleg și pe ei tăi. Da, deci numai de asta. Adică nu sunt supărați degeaba. Da. Nu că era diferența asta între ba, da, ba, da. Bă, lasă. Ba, nu și asta. Eu tot timpul ăsta când am fost singură și am încercat să-mi caut pe cineva tot la fel, mai mare. Ai mei știau de chestia asta, vreau și pe cineva mai mare de vârstă, știi? Și tot timpul mă certa, domne, găsește-ți unul mai... Nu te mai uita la tine ăștia mai mari. Nu vezi că în toată competiția și în toată emisiunea m-am uitat la... Bă, lasă, brășa. La tine care ești mai mare. Capricile iubirii. Nici nu știu de unde să încep discuția, pentru că e clar că situația e una destul de complicată. Eu te-aș întreba pe tine, Maria, de ce îți e rușine să vorbești despre acest fapt? Face parte din trecutul tău pe care ar trebui să ți-l asumi. Și nu văd nimic de condamnat în faptul că ai trăit o experiență care, să spunem, n-a fost conform normelor sociologice, dacă vrei, sau... Nu-mi este rușine, tocmai, că nu-mi este rușine... Ai evitat să vorbești despre subiectul ăsta? Am evitat să vorbesc despre subiectul acesta, deoarece știu că părinții mei sunt afectați de treaba asta. Dar nu evit să-i spun, nu evit să... Dar părinții tăi n-au știut de relația asta? Știau ceva, bănuiau că... În continuare, doar că... Da, să știi că din ce am văzut, și chiar din materialul pe care l-am vizionat împreună acum, eu am înțeles niște lucruri care se bat cap în cap. Tu ai spus că în momentul în care ai avut relația cu acest bărbat, el nu mai era căsătorit. În schimb, în discuția pe care ai avut-o cu Marius, el te-a întrebat, dar chiar așa a fost? Și cum aș fi putut, tu i-ai spus cum aș fi putut eu să îți spun treaba asta ție? Până la urmă, el era căsătorit când tu erai cu el? Da, dar era cu mine, nu... Eu asta am încercat să... Păi asta ar trebui să înțeleagă toată lumea. Deci tu ai avut o relație cu un bărbat căsătorit, dar el nu mai era îngrenat în relația... Practic era doar formal căsătorit, în acte. Dar relația dintre soția lui și el, ca și soț și soție, nu se mai consuma de multă vreme. Da. De unde știi? De la el, că doar cu el am stat. Da. 6 ani
ați stat cum? Împreună sau separat? Nu, nu separat, nu. Separat. Nu am stat, eu nu am stat niciodată cu niciun bărbat. 6 ani? Separat? Da, dar de ce stăteați separat? Pentru că eu aveam o școală de terminat, nu știu, nici măcar n-am fost în oraș. Eu am fost plecat în alt oraș să-mi fac facultatea și... Nu, nu aveam cum și oricum eram mult prea mică ca să pot să locuiesc cu un bărbat. Din punctul meu de vedere mi se părea că sunt mică să mă mut cu cineva sau să stau cu cineva. Adică da, încă nu eram pregătită de a avea... Știi de ce te întreb toate lucrurile astea? Pentru că e posibil ca acest bărbat să fi profitat tocmai de faptul că tu ești mică, neexperimentată și neajutorată. Mie mi-e greu să cred, cu experiența pe care o am acum, că un bărbat stă cu o altă femeie sau are o relație cu o altă femeie timp de 5 ani, 6 ani, el fiind căsătorit în acte cu cineva și nu divorțează în perioada asta. Adică, oricum am privit lucrurile, ori era cel mai mare delăsător din lume, ori... femeia aia cu care el era căsătorit ar fi avut și ea un cuvânt de spus, adică... Probabil că nici eu n-am lăsat să se înțeleagă că mi-aș dori mai mult sau nu știu. Dar n-are legătură cu tine. Nu știu. Părerea mea este că el a profitat de naivitatea ta. Părerea mea. Da. Dar eu la experiența ta de acum, privind retrospectiv, da, tu ce crezi? Nu, nu cred că a profitat nicio secundă. Da, nu i-ai spus niciodată, uite, aș vrea să divorțezi. Sau cred că ar fi corect față de relația noastră ca tu să divorțezi. Probabil că nici eu nu simțeam, nu știu, adică cred că nu eram eu atât de implicată încât să cer niște chestii și după aceea să renunț, pentru că oricum nu simțeam că... Și părinții tăi cum au aflat? De la început, de când... Da, l-ai prezentat vreodată părinților tăi? Nu. Părinții tăi n-au vrut să-l cunoască? Nu. Bună seara, domnul Florin! Bună seara! Bine ați venit alături de noi. Îmi pare rău că discutăm într-o situație de genul ăsta, pentru că înțeleg că nu e o situație confortabilă pentru dumneavoastră. Nu, așa este. Și aș vrea să vă întreb de ce nu e confortabilă, pentru că vreau să vă spun ceva. Fiica dumneavoastră este o fată extraordinară. Și faptul că a avut parte de o experiență care, să spunem, că nu e conform normelor deontologice sau cum vreți ale societății, nu o face mai puțin meritoasă sau n-ar trebui să o facă. Da, așa este. Nici pe noi nu... Și ne-am avut un șoc în momentul când am aflat. Dar mai mare a fost șocul când am aflat că relația continua mai mult timp. Noi am crezut că totul s-a terminat când am aflat. I-ați cerut să se despartă de băiatul ăsta? Da, bineînțeles. Noi n-am fost de acord și ea știe destul de bine că eu nu sunt de acord cu niște lucruri care așa ceva nu se poate. Tocmai de aceea am și întrebat-o care a fost situația. Nu este o situație de neînchipuit sau de neiertat, cu ghilimele de rigoare, eu oricum nu cred că e nimic de iertat în toată povestea asta. Nu e conform cu ceea ce spune societatea, dar eu spuneam și mai devreme, mie mi se pare că băiatul ăsta mai mult a profitat de ea. Poate fiind și mai mică, nu știu, mai naivă, s-a îndrăgostit, lucruri din astea care, na, adolescenții altfel, el poate fiind mai matur, vă dați seama, a profitat de lucrul acesta, ea dacă s-a îndrăgostit, au mers, na, nu ne-a convenit, dar de la faptul ce se tot spune și pe online și toate lucrurile acestea, de amante, de mă rog, de lucruri din astea, că ar fi profitat, că ar fi făcut, ar vrea să... Domnul Florin, acum dacă, mă scuzați, acum dacă ar fi da, să privim așa mot-a-mot toată situația, Maria, da, a fost amanta acelui bărbat, oricum am privit lucrurile, dar... Ea a fost îndrăgostită, ea a pus sentimente frumoase și ea știa că între cei doi, respectiv bărbatul respectiv și soția acestuia, nu mai sunt relații consensuale de multă vreme. Da, și de aceea noi n-am fost de acord cu așa ceva, pentru că
Nu este ceva logic și normal, ea având o vârstă foarte mică, acel bărbat a avut o vârstă mai mare și noi nu acceptăm lucrul acesta. Și aș vrea să mai specific un singur lucru, ce se tot vorbește online despre lucrul acesta cu apartamentul, cu mașina. Sunt lucruri care mașina este proprietate personală dată de noi, apartamentul este luat de noi, noi plătim rate la apartament, e luat acum, deci nu sunt lucruri care sunt oribile ce se spune pe online și de aceea am vrut să intervin ca să știe că oricum ar fi copilul meu, indiferent ce este. Și vă felicit pentru atitudinea asta. Da, și eu noi o susținem, nu se pune problema de niciun... Deci de asta la ce am vrut să intervin, ca să spunem lucrurile acestea pe nume. Domnul Florin, vreau să vă spun un lucru. Gura lumii e slobodă și oamenii pot spune vrute și nevrute. Și să știți că de cele mai multe ori, atunci când arătăm cu degetul către cineva, avem alte trei degete îndreptate către noi. Și asta ar trebui să ne pună pe gânduri. Eu cred că Maria ar trebui încurajată, e o experiență de viață, din care cu siguranță că a învățat câte ceva. Întrebarea mea este să lăsăm, Doamne iartă-mă, trecutul în urmă, chiar dacă spun unii că nu știu ce cadouri, că nu știu ce avantaje materiale. Nici măcar un cadou substanțial ceva. Așa, aceea, și să vă întreb ce... Și noi spunem tot același lucru, să lase trecutul, că acolo este pentru prezent și viitor, nu are nicio treabă cu și trecutul. Ce spuneți de prezentul? Că nu mai povestească trecutul, că nu-i face bine, că cu nimic nu-i face bine. E adevărat. Iar noi o susținem din toate puterile. E adevărat. Mergem în continuare cu ea, mergem, pentru noi este totul. Dar să lase trecutul, să meargă prezent și viitor. Domnul Florin, ce părere aveți de Marius? Eu am o părere foarte bună, dar momentan, păi acum iar sunt într-o recunoaștere, iar așa, să lăsăm timpul puțin să treacă, dacă într-adevăr este el să fie așa, atunci, nu, oricum, părerea este foarte bună, e părerea și este părerea și a fetei, dacă fata, într-adevăr, simte că el e băiatul care poate să meargă mai înainte, noi o susținem și pe ea și pe el. Domnul Florin, mă bucur că aveți atitudinea asta, pentru că asta merită Maria. Cumva avea teama asta de ce o să spuneți de acasă, dacă nu o să vă supărați foarte tare și asta ar trebui să înțeleagă toată lumea. Copiii mai greșesc în viață, dar important e ca noi să-i susținem până la capăt. Da, Mărie, corect, vrei corect. Să-i spui ceva? Vreau e la telefon. Da, te mulțumesc pentru toată susținerea. Cred că ați văzut că în ultimul timp n-au fost foarte bine. Nu, tati, fii tare, fii tare în continuare, că noi te susținem de acasă, indiferent ce se va întâmpla, indiferent ce lucruri să vină pe online, noi mergem înainte și te susținem cu din toate puterile. Pare rău că s-a ajuns la situația asta și mai ales că se speculează. Dacă eu am fost o fată destul de ambițioasă să pot să-mi realizez niște lucruri până la vârsta asta, asta nu înseamnă că mi-a oferit cineva, nici măcar 5 lei. Totul da, a fost pentru că doar pe munca se vorbește foarte urât pe online și de aceea am vrut să intervin ca să clarifice lucrurile. Domnul Florin, lăsați că oamenii vorbesc vrute și nevrute. Dumneavoastră știți ce aveți acasă, dumneavoastră știți ce ați trăit în viața dumneavoastră. Nu poate să vă întoarcă din drum nimeni. Așa că păstrați-vă calmul, salutări și doamnei din partea noastră și poate ne auzim în condiții mai agresive.